În timp ce unii construiesc rachete spațiale sau cumpără pământ pe lună, în satele din județul Iași condițiile rămân ca în evul mediu. Locuitorii comunei Ungheni nu beneficiază de infrastructură rutieră, iar zilele ploioase sunt o adevărată povară. Autoritățile ridică din numeri când vine vorba despre modernizarea drumului județean 249A. Nimeni nu poate oferi un răspuns concret când vor începe lucrările, căci despre finalizare nici nu se poate discuta. Astăzi a avut loc o nouă ședință de Consiliul Local la primăria din Ungheni, iar problema drumului a fost din nou ridicată, dar fără vreun rezultat. Consilierii spun că problema persistă de mai bine de 10 ani și primele utilaje au început să apară pe străzile comune azi dimineață, înainte de protestul care a fost anunțat de consilieri în fața primăriei. A ajuns într-o stare deplorabilă, nu se mai poate circula pe el. Marea majoritate a cetățenilor din comună circulă pe acest drum, că fac naveta, au servicii către oraș. Au copiii care trebuie să meargă la școală. Deja am ajuns autobuzul care circulă din oră în oră aici, întoarce undeva în localitatea Bosea, deci nici mai circulă până la Ungheni. Au fost depuse mai multe proiecte și înaintate o serie de discuții, dar fără rezultat. Ședințele Consiliului nu mai stă cu noi, închide ședința și pleacă, fără să mai discutăm cu el problemele comune. Deci e inadmisibil, nu avem ce să mai discutăm. Noi venim la primărie aici ca să-i aprob lui niște probleme minore. Iar oamenii au ajuns la capătul răbdării. Au ieșit să protesteze pentru că viața le este pusă în pericol. Primarul din comună, care se află la al treilea mandat, spune că prioritatea pentru el este acest drum, doar că nu a reușit să răspundă în ce stadiu este proiectul și când vor începe lucrările. Aș vrea să, nu știu, eu nu cred că cineva astăzi vorbind știe un termen. Nu, mai este, cred că este mai bine să vedem din zi în zi sau din săptămână în săptămână utilajele aici. Deși este o comună apropiată de centrul orașului Iași, drumurile arată așa de mai bine de 10 ani. Nici măcar strada care trece prin centrul comunei și ajunge la primărie nu este reabilitată.